Problema asistenților personal din Chișinău, cărora le-a fost redus salariul, iar unii dintre ei ar fi fost disponibilizați, va fi soluționată de executiv. Asigurarea a fost făcută de șeful cabinetului de miniștri, Dorin Recean, în plenul Parlamentului, în timp ce prezenta raportul de activitate al guvernului pentru anul trecut. Primarul Ceban, în esență, a sabotat acest lucru și s-a opus oferirii, de altfel, a unui serviciu public normal. Ceea ce va întreprinde guvernul va realoca bugetul și va rezolva în acest fel problema. Nu am reușit să aflăm cum mai exact va fi soluționată problema, pentru că Daniel Vodă, consilierul prim-ministrului, nu a răspuns până acum la solicitarea One TV. Zeci de asistenți personale au protestat în fața primăriei Chișinău, fiind nemulțumiți că autoritățile locale fie le-au redus în jumătate salariile, fie i-au lăsat fără remunerare din lipsa de bani, afirmând că aceste cheltuieli trebuie să fie suportate din bugetul de stat. De cealaltă parte, responsabilii Ministerului Muncii și Protecției Sociale au declarat că asistenții personali, la fel ca și alți angajați din sfera asistenței sociale din municipiul Chișinău, sunt angajați ai direcției municipale, iar primăria a fost acționată în judecată pentru faptul că nu a respectat clauzele bugetului municipal provizoriu, care prevede bani în acest sens. Mai mult, reprezentanții Ministerului de Resort au înaintat un demers către Centrul Național Anticorupție în vederea examinării faptelor legate de depășirea atribuțiilor factorilor de decizie din cadrul structurii municipale. Pentru anul 2024, în bugetul municipiului Chișinău a fost aprobată suma de 177,6 milioane de lei pentru asistența personală, cu 15% mai mult decât anul precedent. Dar la începutul acestui an, municipalitatea a tăiat finanțarea pentru asistența personală, ceea ce a provocat reducerea salariilor și disponibilizarea asistenților personali. Municipalitatea a cerut guvernului să cofinanțeze acest serviciu. Fostul ministru al Protecției Sociale, Marcel Spatar, spune că nimic nu explică graba cu care a fost tăiat bugetul asistenței personale la Chișinău. Nimic în afară de gestiunea financiară proastă și cheltuielile electorale ale primăriei de anul trecut, care au redus lichiditățile din contul primăriei. Toate acestea demonstrează că reacția administratorilor municipiului este exagerată, disproporționată și amorală. Marcel Spatari spune că o soluție fundamentală pe termen lung ar fi ca primăria Chișinău să-și anuleze decizia de reducere a finanțării asistenților personali, iar guvernul și primăria să negocieze un mecanism de cofinanțare a asistenței personale din municipiul Chișinău într-o proporție echivalentă cu cofinanțarea istorică a serviciului din Fondul de Susținere a Populației.